Unii bucureșteni și-au pierdut de mult încrederea în sistemul centralizat de termoficare și și-au montat centrale de apartament. Alții se plâng de problemele cotidiene ale rețelei. De ce v-ați pus centrală? Păi, așa, crede că e mai bine. Din cauza că n-aveați apă caldă sau căldură? Căldură n-aveam, dar apă caldă mai era, dar să dea cu păsie. Apa caldă trebuie să o lasă curgă 2 ore ca să-mi vină apă caldă. Stau la 10. Dar dumneavoastră plătiți apa caldă. Plătesc, dar de fapt e rece. Exact. De la orele 19, atunci nu mai este apă caldă așa cum ar trebui să fie. După ce termină toată lumea de făcut baie, își revine apa caldă, dar sper că lucrul ăsta să se rezolve în timp. Unele segmente ale rețelei de conducte sunt vechi de 60 de ani, altele au doar 30. Primarul Capitalei, Nicu Jordan, a anunțat investiții pentru modernizarea încă 50 de kilometri de conducte. Mai avem cele 3 șantiere pe care am fost anul trecut, cel din Pantelimon, cel de la Orășelul Copiilor și cel din zona Guvern Amzei Mihalache. O să mai deschidem un șantier în Bulevardul Timișoara, care e foarte afectat. O să mai deschidem un șantier în Colentina. Dar nu numai conductele trebuie refăcute. Specialiștii consideră că sistemul centralizat poate fi viabil, dar cu o condiție esențială. Bucureștiul n-are niciun control asupra capacității de producție a energiei. Trebuia de mult, conform legislației, să avem un sistem centralizat integrat. Rețelele sunt ale municipalității. În schimb, sursele de producere a energiei pot fi multiple. La ora actuală, 560.000 de apartamente din București sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare. Apa caldă și căldura sunt furnizate de 4 ceturi mari și 3 ceturi secundare, plus 47 de microcentrale.